Din păcate, un elev și-a pierdut viața chiar pe această trecere de pietoni în momentul în care intenționa să plece de la școală spre casă. Un șofer neatent l-a lovit în plin, iar viața copilului nu a mai putut fi salvată. La inițiativa președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Adrian Duicu, imediat au fost montate aceste denivelări controlate, acele cocoașe, așa zisele cocoașe, iar problema se pare că s-a rezolvat. Un exemplu mai bun decât acesta, de asta ne-am și deplasat aici, nu cred că există. Uitați-vă, toți șoferii, absolut toți șoferii, încetinesc viteza la un 30 de km la oră. Fapt, ceea ce este binevenit pentru a preîntâmpina un accident în jurul trecerilor de pietoni, în zonele aglomerate. De ce să nu recunoaștem faptul că înainte de a se monta aceste limitatoare de viteză, toată lumea pe aici avea o viteză de în jur 50-80 de km la oră, pentru că era un drum cu 4 benzi. Astăzi, toți șoferii, absolut toți șoferii, în 10 minute cât am stat aici, au oprit pentru a trece mai ușor peste aceste limitatoare de viteză. Proiectul de hotărâre privind montarea limitatoarelor de viteză în apropierea trecerilor pentru pietoni, inițiat de către consilierul municipal Alin Budulan, va fi supus dezbaterii în ședința Consiliului Local, iar ideea este apreciată de toți severineni. Vin cu viteză mari, uită să frâneze și normal că se întâmplă accidente. Pe când ar trebui să facă, să oprească în timpul cât copiii trec pe linia de pietoni. Sunt binevenite acele denivelări, ar trebui montate? Da, sunt binevenite. Cel puțin îi obligă pe șofer să încetinească? Da, sigur că da. Este foarte bine, este o idee foarte bună și o așteptăm să fie pusă în practică. S-au petrecut foarte multe accidente pe treceile de pietoni. La televizor și aici este un loc periculos și este foarte bine să ia această inițiativă. În situația în care vor fi instalate, așa zisele cocoașe îi vor obliga cu siguranță pe șofer să încetinească înaintea trecerilor de pietoni, astfel va fi redus riscul de producerea accidentelor de circulație. Prin prevenție preîntâmpinăm evenimentele care au un sfârșit tragic sau neplăcut în toate domeniile. Din acest punct de vedere, avem această inițiativă de a monta în jurul trecerilor de pietoni, înaintea trecerilor de pietoni, acele limitatoare de viteză. După exemplul pe care președintele Consiliului Județean, Adrian Duicu, l-a aplicat la liceul din Halânga, unde a fost înregistrat un accident cu un sfârșit tragic, unde un copil și-a pierdut viața în urma traversării regulamentare pe trecerea de pietoni și un șofer care nu a fost destul de atent a produs acest accident. Cum spuneam, după acest model ne-am orientat și noi și de ceva luni bune încercăm să convingem și executivul primăriei că această inițiativă este foarte bine și este foarte binevenită pentru copiii noștri, pentru că eu sunt tată, vreau să vă spun că am și bunici, am și părinți, pe toți trecem pe trecerea de pietoni și consider că și șoferii care, până la urma urmei, conduc o mașină și dân și trec pe trecerea de pietoni. Pentru acest lucru avem inițiativa de a monta, eu știu, la o distanță aproximativ de 15-20 de metri înaintea trecerilor de pietoni, acele cocoașe, între ghilimele, să le spunem, acele limitatoare de viteză din cauciuc, prin care șoferii sunt obligați să reducă viteza. Proiectul de hotărâre inițiat de către consilierul local Alin Budulan are toate șansele să fie aprobat, mai ales că a fost obținut acordul polițiștilor de la biroul rutier. În urma analizei accidentelor rutiere soldate cu victime omenești produse pe raza municipiului Drobeta, Turnul Severin, s-a constatat că numărul acestor accidente rutiere se menține totuși la un nivel ridicat. Din această analiză au rezultat mai multe străzi care au un risc accidentogen foarte ridicat și se impune ca pe aceste străzi cu precădere în zona trecerilor de pietoni să fie montate limitatoare de viteză pentru reducerea vitezei în zonele menționate.
și reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți sprijină inițiativa privind instalarea limitatoarelor de viteză în apropierea trecerilor pentru pietoni. În ceea ce ne privește pe noi, reprezentanții școlii mehedințene, orice măsură care vine în sprijinul creșterii siguranței elevilor în școli este binevenită și nu putem afirma decât faptul că ne bucurăm extrem de tare pentru atitudinea autorităților locale, reprezentanților comunității, astfel încât aceștia să fie în siguranță copiii noștri. Proiectul de hotărâre privind instalarea limitatoarelor de viteză în apropierea trecerilor pentru pietoni va fi supus dezbaterii joi în ședința Consiliului Municipal Drobeta Turnu Severin.